Filarmonica Națională Serghei Lunchievici va fi reconstruită abia în 2030, a declarat ministrul culturii Sergiu Prodan. Chiar dacă au trecut aproape 4 ani de la incendiul care a distrus clădirea instituției culturale, lucrările de reconstrucție nu au început din lipsa banilor, potrivit demnitarului. El a declarat că proiectul arhitecților germani, care a ieșit câștigător în urma concursului de idei, este prea scump, fiind vorba de 75 de milioane de euro, în timp ce cifra limită e de 40 de milioane de dolari. Amintim că filarmonica a fost mistuită de un incendiu puternic izbucnit în 24 septembrie 2020, în urma căruia tavanul sălii principale s-a prăbușit. Flăcările au distrus peste 3500 de metri pătrați din clădire, inclusiv biblioteca, două piane și numeroase instrumente și partituri. Deși s-au strâns peste 4 milioane de lei prin donații, acești bani sunt încă în conturile Ministerului Finanțelor, fără a fi folosiți până acum pentru reconstrucție. Autoritățile au atribuit incendiul unei defecțiuni a echipamentelor electrice sau nerespectării regulilor de siguranță. În timp ce autoritățile susțin că nu dispun de bani pentru filarmonică, guvernul a anunțat recent intenția de a construi un stadion de 85 de milioane de euro, care urmează să fie inaugurat în maximum 5 ani. Se întâmplă în contextul în care fotbalul din Moldova nu înregistrează performanțe remarcabile la nivel internațional. De asemenea, guvernul găsește resurse financiare necesare achiziționării radarelor pentru monitorizarea spațiului aerian și anunță o creștere a bugetului Ministerului Apărării.